ne spun cei din afară, Anton Pan Ensemble. În grupul vocal de muzică bizantină, Anton Pan, care este partea vocală, pe care nu o vedeți iarăși în această seară, dar la evenimente unde sunt solicitate toate forțele noastre, suntem toți prezenți pe scenă. Și mai este și Asociația pentru Cultură și Tradiție Anton Pan, sub umbrela căreia, de fapt, noi activăm și ne facem proiecte, nu doar strict cu formația Anton Pan, ci proiecte de cercetare și proiecte culturale prin care încercăm să educăm și să reobișnuim publicul cu un etos și cu o anumită cultură care a existat cândva și care, de fapt, face parte din istoria noastră. După ce v-am prezentat cele două instrumente, pot să vă spun că la percuție am adus, v-am spus și anul trecut, avem un coleg care este libanez, el trăiește în România, lucrează aici și este un muzician rafinat, un fin interpret la percuție, aveți acolo darbuka, un instrument care astăzi este destul de obișnuit în muzicile acestea comerciale românești. Dar în același timp vedeți în stânga lui Ghassan, vedeți și acel def sau bendir, un instrument care... Okay. Ghassan, dacă... Ghassan. Acest bendir care se regăsește de altfel și în cultura românească, mai ales aici în zona Galațiului, cu siguranță aveți aceleași obiceiuri, ursul, capra, da? Ați văzut când vin totdeauna, vin cu un instrument asemănător, da? Ei, din acest instrument, din bendir, se trag și acele instrumente de percuție. Vioara nu vă mai prezint pentru că o știți cu siguranță, da? Dar merită prezentat interpretul. Tot în cultura românească întâlnim și acest instrument pe care noi l-am moștenit cu numele de daire. El în turcești, de fapt în limba turcă, în otomană, este daire. Noi am spus daire. Este un instrument, după cum vedeți, de percuție, asemănător cu cel al lui Ghassan, cu acel def, bendir, dar care are niște lamele de alamă care înlocuiesc ceea ce în orchestra de muzică ușoară astăzi sunt acele cinele, da? Ei, la Ghassan, pe lângă aceste instrumente, mai are un instrument la fel micuț, care se numește ric, tot la fel cu lamele de alamă. Trecând mai departe acum la repertoriu, repertoriul ansamblului Anton Pan este unul complex, pentru că noi acoperim muzica din spațiul românesc de până la 1900, cum a specificat Sfinția sa. Dar acest repertoriu nu se găsește doar în manuscrisele și bibliotecile din România, ci noi îl culegem și din afara granițelor, pentru că limbajul vremii era comun. Astăzi, de exemplu, noi când ascultăm Mozart, Beethoven, Bach, vedem că este un singur limbaj, da? Același sistem de notație, același intervale și aceleași tonalități le găsim, da? Ei, în muzica orientală la fel, avem sisteme modale, limbaje muzicale speciale pe care le-am utilizat toți în decursul vremii. Din colecțiile pe care noi utilizăm, amintesc Dimitri Cantemir, pe care de altfel noi încercăm să-l fructificăm cât mai mult pentru că el reprezintă muzica de curte, adică muzica intelectualității din acea vreme, era muzica de Ateneu, cum am spune astăzi, da? Astăzi mergem la operă sau la Ateneu să ascultăm un concert de muzică elevată. Cam asta era ceea ce a făcut Cantemir. Dincolo de manuscrisul Cantemir este colecția Spitalul Amorului, deci în 6 volume a lui Anton Pan, pentru că este o culegere realmente ca și a lui Dimitri Cantemir. Anton Pan cuprinde în culegerea sa atât muzică de curte, cât și muzică de mahala, adică muzică orășenească, dar și muzică sătească. Pe lângă Anton Pan l-avem și pe George Ucenescu, eleva lui Anton Pan, ardelean de altfel, care a îmbogățit, a făcut și el o culegere asemenea dascălui său, cu cântece din acea vreme care iarăși sunt amestecate, le găsim și cântece de curte, și cântece patriotice, și cântece școlărești. Multe dintre cele pe care astăzi le învață copiii noștri vin tocmai din acea perioadă, le regăsim în manuscrisele vremii. Însă noi nu ne-am oprit doar aici, ci am mers și la codexuri și culegeri care erau în afara granițelor, astfel că avem, pentru a lucra prin comparație, avem culegeri din Imperiul Otoman, avem culegeri din Grecia, din Turcia, Siria, Iran, Polonia, chiar Cehia, Ungaria, pentru că Transilvania totuși a fost influențată și de muzica din vest, da? Chiar astăzi veți asculta două piese dintr-un manuscris care a fost găsit acum câțiva ani la Sfântul Gheorghe, localitate la noi. Un manuscris în care sunt pe lângă piese menuete și alte piese de dans de influență vestică, găsim și două piese numite dansuri valahi cam așa s-ar numi. Două piese care sunt scrise în limbajul modal de care vă povesteam anterior.
Închei aici această scurtă prezentare și trec la Dimitrie Cantemir. Prima piesă a lui Dimitrie Cantemir pe care o interpretăm. Două piese vom interpreta în această seară, Dimitrie Cantemir, fără text. Prima este Peșrev, scrisă în Makam Zengyule. Peșrev este o formă pe care dumneavoastră încerc să vă explic acum. Este o formă împărțită în trei. Și aceste trei părți au la mijloc de fiecare dată un refren care revine continuu. De aceea vă și invit să încercați să identificați care sunt părțile, unde este refrenul, unde revine o temă, da? Și unde diferă. Această formă, numită Peșrev, ea deschidea de altfel suitele de muzică cultă, suitele de muzică otomană. Când era nevoie să se facă un concert la curtea sultanului, erau invitații ambasadorii, erau invitații intelectuali, se discuta, se asculta muzică, se consuma cafea, se fuma narghilea, bineînțeles, și se asculta această muzică, după care se filozofa. Ei, Peșrevul este o uvertură, am putea spune, în această suită. Este o piesă tripartită cu refren. Makam Zengyule este un makam, este o scară modală, ca să fiu așa cât mai simplu în explicații. Este o scară cu care dumneavoastră cu siguranță sunteți obișnuiți și o veți recunoaște, doar că din păcate ea este foarte mult atribuită muzicii țigănești, ceea ce este greșit. N-au introdus-o țiganii, n-au introdus-o turcii, ci ea este o stare de fapt. Se regăsește în tot Orientul. Inventatorul nu aparține unui popor anume. Da? Avem autorul anonim. Această piesă în Makam Zengyule deschide acest concert.